În această zi, bunătatea Domnului ne-a fost arătată fiecăruia dintre noi prin faptul că am putut să vedem lumina zilei. Când eu m-am trezit, era deja afară lumină. Și asta i-am zis, Domnului, Doamne, îți mulțumesc că pot să văd lumina. Bunătatea Domnului ne-a fost arătată prin faptul că am putut să ne ridicăm pe picioarele noastre, să avem echilibru. Și să umblăm cu picioarele noastre. Știți dumneavoastră că sunt oameni care nu pot să umble pe picioarele lor, dar cu noi Domnul a fost bun. Îi mulțumim Domnului pentru bunătatea pe care ne-a arătat-o, dându-ne viață, dându-ne har și mai ales pentru bunătatea pe care ne-a arătat-o, conducându-ne pașii în această zi spre casa Lui. Și aici, în casa lui, Dumnezeu iarăși ne-a arătat bunătate prin faptul că ne-a binecuvântat prin tot ceea ce s-a făcut aici. Aveți încrederea că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea? Sigur. Nu ne-am rugat degeaba. Domnul ne-a ascultat rugăciunea. Și acesta este un mare har, o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Aveți dumneavoastră ca și mine încredințarea că atunci când am cântat, cântările noastre au fost primite de Domnul? Sigur. Prin tot ceea ce s-a făcut aici, Dumnezeu a căutat să ne spună ceva. Ați fost atenți dumneavoastră la textul, mesajul cântărilor? Sau ați fost atenți la mesajul poeziei care a fost recitată? Vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu făcător de minuni. Și cel ce l-a scos pe Petru altă dată din închisoare este cel ce încă izbăvește și astăzi oameni. Există tot felul de închisori ale vieții. Și atâția oameni Stau în fața unor situații imposibile pentru că văd porți de fier care s-au închis înaintea lor și îți dau seama că nu mai pot să găsească o cale de ieșire. Pentru unii se uită la locul lor de muncă și zic, Doamne, nu văd nicio schimbare aici. Nu văd posibilitatea de a se schimba ceva. Alții se uită la căsătoria lor. La viața lor de familie, și zic, Doamne, nu văd nicio schimbare aici, ce este de făcut? Alții poate să uită la datoriile care i-au închis ca niște porți de fier și zic, Doamne, ce putem să facem în astfel de situații. Alții poate să uită la starea lor de sănătate și zic, Doamne, nu mai văd cale de ieșire de aici. Alții se uită la singurătatea lor și zic, Doamne, nu mai pot să ies din starea aceasta de singurătate. Alții se luptă cu o ispită și nu văd cale de ieșire și nu văd posibilitatea de a birui ispita aceea. Ei bine, dragii mei, rămânând în contextul mesajului pe care Domnul l a pus înainte prin versurile care au fost recitate, Aș vrea să vă aduc aminte, chiar dacă nu asta mi-am propus să pun înaintea dumneavoastră, dar vreau să vă aduc înainte astăzi, pentru că toți avem nevoie de un mesaj al liberării Domnului și cel ce poate să izbăvească cu adevărat pe orice om este Domnul. Bietul Irod, unealta Romei, un sclav al popularității, a văzut că poporului îi place dacă el hărțuiește creștinii. L-a luat pe Iacov, fratele lui Ioan, l-a ucis și a văzut că mulțimea aplaudă asta. A pus mâna mai apoi pe Petru și l-a închis. Și a vrut să se asigure că Petru e bine închis. Patru cete de soldați. Numai că între personajele din istoria aceasta, pe lângă Irod, pe lângă Petru, e și un înger al Domnului, care s-a coborât acolo unde ușile erau închise, acolo unde lanțurile erau pe mâini, acolo unde cetele de soldați vedeau. Pentru că solul lui Dumnezeu se duce acolo unde îl trimite Dumnezeu. Dragii mei, nu pot să nu vă aduc aminte astăzi că există niște chei cu care se pot deschide și ușile de fier. Există niște chei care, dacă vei fi înțelept să le folosești așa cum le-a rânduit Dumnezeu, vei putea să scapi din închisoarea vieții tale. Așa mi-e de dragă imaginea aceasta și s-a amintit despre anversurile care au fost recitate. Ce făcea Petru în noaptea dinaintea execuției lui? Ce făcea Petru în temniță? Foarte interesant. Ia gândiți-vă ce-am fi făcut noi acolo. Poate că număram ceasurile și am fi zis, Doamne, mai e puțin. Și ce a fost cu Iacov? va fi și cu mine. Însă mi-e drag să citesc în Scriptură că Petru dormea liniștit. Știți ce înseamnă asta? Petru avea credință în Dumnezeu. Și dacă vreți, o cheie importantă pentru izbăvirea din închisorile vieții este credința. Puteți să ziceți toți cuvântul credință. Ia, atâta nevoie să avem credință, dragii mei. Petru îl cunoscuse pe Domnul. Și Domnul, acolo pe malul mării Tiberiadei, i-a zis lui Petru așa, Simone, paște oile mele, paște oițele mele, paște mielușeii mei, Știa Petru că Domnul are de lucru cu el. De aceea nu tremura Petru. El știa că Domnul încă avea o lucrare de făcut cu el și avea credință că ce a spus Domnul va fi întocmai. Și în timp ce Irod își făcea socotelile popularității lui, în timp ce cetatea era în sărbătoare și așteptau să-l scotă și pe Petru să facă cu el ceea ce au făcut cu Ioan, Petru dormea când ar fi avut, zicem noi, cele mai multe motive de îngrijorare. Frații mei și surorile mele, încrederea în Dumnezeu, credința în Dumnezeu este o cheie esențială pentru izbăvirea din situațiile grele cu care ne confruntăm. De aceea, astăzi te chem în numele Domnului Isus Hristos. Orice situație ai în viața ta, indiferent care ar fi situația aceea, mai mare decât orice situație grea este Domnul. Și când îți pui încrederea în Dumnezeu, El nu se poate să te lasă dezamăgit când te încrezi în El și știi că El are de lucru cu tine. Știți cântarea aceea? o cântăm noi adesea aici. Mă cred în El orice s-ar întâmpla. Dragii mei, uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți găsi oameni ai Lui Dumnezeu trecând prin situații critice, prin situații grele. Dar îi veți găsi cu încredere atârnată în Domnul. De aceea e important să facem tot ce ne stă în putință, să cultivăm credința noastră în Domnul, pentru că nu putem să scăpăm din închisorile vieții, din situațiile critice din viața noastră, până când nu înțelegem că trebuie să folosim această cheie a credinței. Și zic, Doamne, crește-ne credința. Însă dacă Petru a scăpat, a scăpat pentru că a folosit cheia aceasta a credinței, dar știți ce s-a mai, mai întâmplat acolo? mi așa de drag versetul 5, deci din fapte de la capitolul 12. Vă rog să fiți atenți ce spune faptele apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Zice, deci Petru era păzit în temniță, Virgulă, ziceți dumneavoastră, și biserica nu înceta să înalță rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Ei, dragii mei, asta e o altă cheie de care vai adesea uităm. Rugăciunea este ea însă și o cheie. Petru nu putea să se roge. Petru era cu mâinile legate, poate înălța gând către Dumnezeu, el era cu mâinile legate, un soldat în dreapta, soldat în stânga, ceată de soldați acolo, patru cete de soldați. Dar era o biserică care se ruga Domnului. Acum vreau să vă spun ceva. Aici, în capitolul 12, ni se vorbește despre doi dintre apostolii Domnului și amândoi din cercul intim al Domnului Isus. Știți care era cercul intim al Domnului? Cei trei din cercul intim al Domnului? Ziceți-i dumneavoastră! Care erau cei pe care Domnul îi lua cu el în toate situațiile? Tare! Petru, Iacov și Ioan. Iacov a fost Primul dintre apostoli care a murit ca martir. N-a fost primul martir. Primul martir a fost Ștefan. Dar primul dintre cei 12 apostoli care a murit ca martir a fost Iacov. Vă întreb eu pe dumneavoastră: Înțelegeți de ce o are Dumnezeu? Nu i-a scăpat viața lui Iacov? Și a scăpat opea lui Petru. Care era diferența între cei doi? Dragii mei, Biserica încă nu pricepuse pericolul în care se află cu adevărat. Încă niciunul dintre apostoli nu suferise martirajul. Pentru Iacov, nu scrie scriptura că s-a rugat Biserica. Dar după ce a aflat că Iacov a fost ucis. Când au văzut că au pus mâna și pe Petru, biserica s-a adunat la oaltă. Și vă rog să fiți atenți, biserica s-a rugat. Mai pune dată versetul 5, că mi-e tare drag să-l văd, zice deci Petru era păzit în temniță E foarte interesant ceea ce se întâmplă Irod cu cheia de la temniță în buzunar bucuros Să știe că Petru e păzit în temniță Aici Irod, care aștepta momentul execuției publice cu cheia temniței și a celulei în buzunar. Și dincolo, biserica, niște oameni simpli care strigau către Dumnezeu și se rugau lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu e de partea celor care se roagă Lui. Și asta aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi. Nu-i har mai mare, frații mei, surorile mele, nu-i har mai mare decât acela de a putea să folosești această cheie a rugăciunii. Și vai, vai, mi-e teamă că stă cheia aceasta ruginită și uitată prin nu știu ce unghere. Și nu știm ce armă avem la dispoziție. Dragii mei, E un har să ai în spate pe cineva care se roagă pentru tine. Poate ești aici copil de pocăiți, care îți trăiești viața așa cum o trăiești tu, că vrei să guști din ale lumii. Nu-i har mai mare decât să știi că ai o mamă care se roagă pentru tine, să ai un tată care se roagă pentru tine. Acesta este marele har și de aceea vreau să-ți spun că Dumnezeu te așteaptă și pe tine să-ți întorci fața către El și să zici, Doamne, vreau să-mi dai vechea credință. A crezut în ea și mama, a crezut în ea și tata. Doamne, dă-mi vechea credință. E așa de importantă rugăciunea, cheia aceasta a rugăciunii, dacă am învățat, dragii mei, că așa se poate obține izbăvirea când înțelegi că tu trebuie să te rogi și când înțelegi că ai nevoie de rugăciunea altora care să stea în spatele tău, care să facă tot ce-i stă în putință să mijlocească pentru tine și să stea de vorbă cu Dumnezeu despre nevoile tale. Dragii mei, Sfânta Scriptură ne învață pe noi cât de importantă este rugăciunea în cămăruță, dar cât de importantă este și rugăciunea la oaltă. E așa de important lucrul acesta, însă din nefericire mă tem că mulți dintre noi am uitat să folosim această cheie a rugăciunii pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Iacov, în epistola pe care el o scrie, zice Este vreunul printre voi bolnav, prins în închisoarea aceasta a bolii și a neputinței. Ce zice Iacov că e de făcut atunci? Când este vreunul unul printre voi bolnav, ce să facă? Să se roage. Și după aceea, dacă ne uităm câteva versete mai jos, dacă el s-a rugat și a fost depășit de situație și n-a putut, zice să cheme pe prezbiterii biserici. adică să-i cheme și pe alții să se roage împreună cu el. Frați și surori, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie să ne rugăm unii pentru ceilalți. De aceea este nespus de important. Haideți să înțelegem. Putem să scăpăm din închisorile vieții, din situațiile grele cu care ne confruntăm în viață, dacă ne punem încrederea de plină în Dumnezeu, credința. În al doilea rând, dacă folosim rugăciunea, a doua cheie, rugăciunea, haideți să zicem și rugăciunea cu voce tare. Asta ca să ținem minte. Credință rugăciune și apoi încă ceva. Dintr-o dată, nu știu ce a fost cu soldații aceia, Biblia nu ne dă detalii, dar dintr-o dată a apărut un înger acolo, mai mare decât soldații, mai mare și mai important decât orice, a venit prin uși închise. A stat lângă Petru, i-au căzut lanțurile și i-a spus lui Petru, ridică-te, încingete. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le faci tu ca să scapi din închisorile acestea ale vieții. Sunt lucruri pe care tu trebuie să le faci. Și de aceea, o altă cheie importantă ca să scapi din situațiile grele, pe lângă, pe lângă credință, pe lângă rugăciune, este ascultarea. Putem să zicem și ascultare toți. Vedeți, îi cere îngerul câteva lucruri. Scoală-te, încinge-te, adică nu pleci la drum oricum, leagă-ți încălțămintea, îmbracă-te, vino după mine. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu nu face ceea ce trebuie să facem noi. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi, și nu e drept să ne încrucișăm brațele și să zicem, Doamne, fă -le toate Tu. Vă rog să luați în considerare, sunt lucruri pe care Dumnezeu are pretenția să le facem noi. L-a înviat Dumnezeu pe Lazar, dar știți ce a spus Domnul celor ce erau cu el la mormântul lui Lazar? Dați piatra la o parte, asta e treaba voastră. N-ar fi putut Domnul să o dea? Ba da! Un cuvânt și zbura piatra aia departe de acolo. Dar Domnul a zis, dați piatra la o parte, la înmulțirea pâinilor. Domnul a venit și a zis, dați-le voi să mănânce. Și a făcut să umble printre cei de acolo, să caute tot ce găsesc. Și cu puținul pe care ei l-au adus, cu acela a lucrat Dumnezeu. În la nunta din Cana Galilei, a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și de-abia după aceea a făcut Domnul minunea. Frați și surori, noi nu ne putem mântui pe noi înșine. Cel ce ne mântuiește este Domnul. Dar noi suntem chemați să primim cuvântul Domnului în inimă și să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să folosească cuvântul acela înspre mântuirea noastră, Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi cât de important este să fim atenți și să învățăm că Domnul, Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim ascultători. Nu poți fără credință în Dumnezeu, nu poți fără rugăciune și nu poți fără ascultare să vezi izbăvirea. E așa de importantă ascultarea. Și câteodată nu înțelegem că trebuie să ascultăm. Era în vremea inundațiilor, era o istorioară care spunea despre o biată femeie care stătea pe acoperișul casei, apa se ridica tot mai mult și așa mai departe, se ridica apa mult și casa era în pericol să fie purtată de valuri cu tot cu acoperișul. Și beata femeie stătea pe acoperișul casei și striga, Doamne, da scapă-mă, ajută-mă! Și a venit pe acolo o barcă. Și a venit cineva cu barca și a zis, hai femeie, urcă sus, nu că ea vrea cu casă cu tot, nu că ea vrea cu tot cu casă. Doamne, scapă-mă, Doamne, oprește, Doamne, fă! A trecut și un elicopter pe acolo. Și i-au întins frânghea, ține-te și hai, te tragem! Ea nu și nu. Și apoi zicea istoriora asta că a luat-o apă și a dus-o și a zis femeia între valuri acolo, Doamne, dar te-am rugat să mă scap și nu mai scăpat Și a zis, Domnul, ți-am trimis și barcă, ți-am trimis și elicopter, dar n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Dragul meu, există o parte a noastră să fim atenți la ceea ce Dumnezeu ne pune înainte. Petru, dacă ar fi stat acolo să zică, eu stau între soldații ăștia, Doamne, ia-mă și ridică-mă și poartă-mă tu încoace și încolo. Ar fi rămas acolo, dar ca să scapi, ai nevoie și de ascultare, pentru că aceasta este așa de importantă. Dragii mei, eu mă rog Domnului, ca prin tot ceea ce ne-a vorbit Domnul astăzi, să învățăm fiecare dintre noi, pentru că toți avem nevoie de izbăvirea lui Dumnezeu în anumite situații din viața noastră. Și tocmai de aceea cred că este nespus de important să înțelegem fiecare că atunci când ne vorbește Domnul, noi suntem datori să ascultăm. Și zic, Doamne, umple poporul Tău de credință. Dă poporului Tău harul să se roage dă poporului tău harul de a asculta. Însă, dragii mei, în această zi, când stau înaintea dumneavoastră, nu pot decât să îmi exprim iarăși bucuria și să zic ferice de voi, copii ai Domnului, prezenți astăzi la poarta cerului. Ferice de voi. De ce spun lucrul acesta? pentru că sunteți oameni atât de binecuvântați de Domnul și cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă astăzi. N-am vrut să trec nepăsător peste ceea ce Domnul ne-a spus până aici, pentru că, dragii mei, cuvintele lui Dumnezeu nu trebuie risipite. Știți ce a spus Domnul atunci când a înmulțit pâinile, a stat de vorbă cu ucenicii lui, cu ai lui după ce a făcut minunea și le-a zis așa, strângeți firimiturile. Tot ceea ce Domnul ne dă în adunare, trebuie să strângem în inima noastră. Strâng cuvântul tău în inima mea. Chiar dacă cuvântul ne este dat prin versurile unei cântări, prin versurile unei poezii, noi trebuie să strângem cuvântul în inima noastră și să știm că Domnul ne-a spus ceva, Domnul ne-a vorbit ceva. Să zicem, Doamne, nu ne lăsa să fim dintre aceia care primim cuvântul Intră pe o ureche și iese pe alta, trece pe lângă urechea noastră și nu luăm în inima noastră, ci să fim atenți. Însă, dragii mei, în această zi stau înaintea dumneavoastră cu o preocupare sinceră pentru fiecare dintre cei prezenți. Am să vă citesc un singur verset din Scriptură. E un verset scris de Iuda. Ia uitați-vă ce spune Iuda în versetul 11 al epistolei sale. Are un singur capitol, e o epistolă scurtă. În versetul 11 zice așa: Unor oameni credincioși, să fiți atenți, pentru că el se adresează celor ce sunt chemați și iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Isus Hristos. Așa începe primul verset. Și în versetul 11 zice așa: Vai de ei! căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Dragii mei, sunteți oameni foarte binecuvântați. Lăsați-mă să mai zic o dată, dar vreau să fiu sigur că nu e un clișeu, că nu primiți ca un clișeu ceea ce vă spun. Uitați-vă bine la mine, pentru că numele Domnului vă spun tuturor, sunteți binecuvântați. Frământarea cu care stau înaintea dumneavoastră este legată de faptul că s-ar putea uneori să nu știm să prețuim binecuvântarea pe care ne-o dă Domnul. Și de aceea stau înaintea dumneavoastră. Era mulți ani de atunci. Am citit eu însumi în, în ziar despre o familie din Alba Iulia, care, mă rog, a vândut ceva, a avut niște bani, vreo 40.000 de euro. A avut și soțul din familia aceea s-a tot gândit unde să-și păstreze economiile, banii, cei 40 de de euro. I-a pus într-o cizmă, într-o cizmă a soției lui. I-a pus în cizma aceea, a așezat între încălțările casei și a stat liniștit că și-a ascuns banii. Au venit însă sărbătorile și soția s-a apucat să facă curățenie în casă. Și s-a uitat ea la cizmele alea și a zis, astea-s vechi, necăjite, Că de aia a pus el banii acolo, ca zis, nu i trebuie cizma aia. Și a zis, cizmele astea sunt veci și necăjite, le-a luat și le-a aruncat la gunoi, la container. Peste ceva vreme, soțul vede că nu-i cizma. Vă dați seama, disperare totală. S-a dus la container, gunoiul fusese dus. Până la urmă a aflat că, mă rog, ziarul făcuse o mică anchetă, Cineva găsise ce a fost acolo, discuții multe. Însă, ceea ce vreau să vă spun este că s-a aruncat atunci la gunoi cea mai scumpă cizmă. Poate mai sunt cizme de 40.000 de euro, nu știu, dar pentru condiția noastră românească era cea mai scumpă cizmă s-a aruncat acolo. Ei bine, dragii mei, mă tem ca nu cumva noi, cei în care Dumnezeu a pus lucruri atât de valoroase. Să ne trezim că le tratăm, valorile acestea le tratăm cu indiferență, fără să știm adevărata valoare pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Ați fost atenți? Am citit aici despre oameni care cad în rătăcirea lui Balam. Adică oameni credincioși care sunt unde trebuie să fie și care vai se rătăcesc de la calea pe care trebuie să o urmeze. Se rătăcesc. Și atunci se rătăcesc cu oamenii când nu știu să prețuiască ceea ce Dumnezeu a pus în viața lor. Mă uit încă o dată spre dumneavoastră și zic, sunteți binecuvântați! Știți ce a pus Domnul în voi? El va a ales. Dintre miliardele de oameni trăitori pe acest pământ, bun e Domnul care te-a ales și pe tine și pe mine pentru El. Bun e Domnul care ne-a chemat să ne dea mântuirea și ție și mie. Nu uitați-vă, dumneavoastră, la acest balam. Istoria lui e mai lungă. Faceți-vă timp acasă să citiți în cartea numeri, capitolele 22, 23, 24, citiți pasajul acesta din Scriptură ca să vedeți istoria lui Balam. Omul acesta a fost ales de Dumnezeu, nu era din poporul lui Dumnezeu, era din Mesopotamia. Dumnezeu își alegea prorocii și oamenii pe care îi folosea el din poporul său, dar l-a ales pe Balam din Mesopotamia. Așa ne spune Scriptura. I-a dat Dumnezeu valori mari, adică i-a dat capacitatea să poată să vorbească cu Dumnezeu, să-L audă pe Dumnezeu vorbind și El însuși să vorbească cu Dumnezeu. Însă, dragii mei, Balam s-a rătăcit de la calea pe care Dumnezeu l-a vrut să-L vadă umblând. S-a rătăcit și a început să meargă pe calea aceasta a rătăcirii. Și cuvântul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră astăzi este tocmai un avertisment de a înțelege fiecare dintre noi că trebuie să rămânem pe cale. Trebuie să rămânem pe cale. Nu-i nu drept după ce Dumnezeu te adună din lumea aceasta, îți pune picioarele pe stâncă, tu să te rătăcești pe căile păcatului din lumea aceasta. Nu e drept. Bietul Balam, el n-a știut să aprecieze valorile reale. Și mă tem ca nu cumva între noi să fie oameni binecuvântați, care nu știu să aprecieze binecuvântarea lui Dumnezeu, care nu știu să aprecieze valorile reale. Știți ce spune Scriptura despre astfel de oameni? Începe cu vai de ei! Vai de ei că s-au rătăcit! s-au dus în rătăcirea lui Balam. Frați și surori, oricine sunteți dumneavoastră, haideți să aruncăm o privire spre Balam astăzi și să înțelegem câteva lucruri despre el. În primul rând, Balam n-a apreciat la justa valoare alegerea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu dintre păgâni. Dar e trist că el a vrut să rămână între păgâni. Dragii mei, când Dumnezeu te alege dintre păgâni și te face copilul lui, e normal să rămâi în familia lui Dumnezeu. Orbietul Balam, în loc să rămână în familia lui Dumnezeu, el n-a să aprecieze alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu alege, el și cheamă. Dumnezeu alege și Dumnezeu cheamă. Și la chemarea lui Dumnezeu trebuie să răspundem cu ascultare. Frați și surori, mântuirea trebuie prețuită. E așa de scumpă mântuirea. E așa de scumpă mântuirea. Vă rog să vă gândiți ce preț a plătit Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și dacă noi nu învățăm să prețuim mântuirea, vom pierde nespus de mult, și într-o zi va răsuna în dreptul nostru acest vai pe care îl spune Scriptura: Vai de ei că s-au lăsat în rătăcirea lui Balam. Dacă s-a rătăcit Balam și este pe paginile Sfintelor Scripturi, este ca exemplu pentru noi să nu ne lăsăm atrași în aceeași rătăcire. Balam n-a apreciat la justa valoare alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu. Eu mă rog lui Dumnezeu ca noi toți să apreciem faptul că Dumnezeu ne-a ales și să zicem astăzi, Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales și pe noi. Credinciosul care nu apreciază mântuirea, chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu, credinciosul acela se află pe calea lui Balaam. Și omul acela este de compătimit și în dreptul lui Scriptura zice, vai, să nu te trezești, dragul meu, că porți în tine nu 40.000 de euro, ci porți averea cea mare a lui Dumnezeu, prețul cel mare pe care l-a plătit Dumnezeu și tu să te trezești că-l ignori și trăiești cum vrei tu. Chemarea pe care o fac prin Duhul Sfânt în această zi este, frați și surori, Veniți să ne trezim la realitate și să zicem, Doamne, ajută-ne să păzim ceea ce Tu ne-ai dat, să păstrăm ceea ce Tu ne-ai dat și pentru că ne-ai chemat, Doamne, la mântuire, pentru că ne-ai ales să fim mai tăi, ajută-ne să rămânem mai tăi. Apoi, Balam n-a apreciat la justa valoare relația cu Dumnezeu. Vă rog să luați în considerare asta. Omul acesta. A avut posibilitatea să vorbească cu Dumnezeu și să-l audă pe Dumnezeu vorbind. Și lucrul acesta contează foarte mult. Știți la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi? Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Nu ne-a chemat la o religie. Noi nu suntem între oamenii religioși. Religii au mulți în lumea aceasta. Lumea e plină de religii. Însă pe noi Dumnezeu ne-a chemat ca să avem o relație cu El. De altfel, când l-a făcut pe om Dumnezeu, l-a făcut pentru relații. Vă rog să nu uitați că după ce l-a făcut Dumnezeu pe om, acolo ne este arătat tiparul și dorința lui Dumnezeu. În fiecare dimineață, în răcoarea zilei, Dumnezeu era împreună cu omul. Relația aceea era cultivată Dumnezeu vorbea cu omul și omul vorbea cu Dumnezeu. Asta a fost scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Și dacă Dumnezeu te-a chemat, frate și soră, te-a chemat ca tu să ai o relație cu El, te-a chemat ca tu să stai în relație cu El, dacă nu apreciezi la justa valoare relația cu Dumnezeu, vei pierde și în dreptul tău, se va rosti cândva un vai. De aceea vă chem astăzi, frați și surori, prieteni dragi, veniți să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să apreciem relația noastră cu El. Știți ce înseamnă relația cu Dumnezeu? Cum adică să o apreciezi la justa valoare? Poți să ai o familie bună dacă tu ca soț n-ai o relație bună cu soția ta? Poți? Vai de ea familie. Poți să ai familie bună dacă tu ca soție n-ai o relație bună cu soțul tău. Vai de ea familie. O relație presupune timp, ea cere timp. Relația obligă prietenia. Poți să fii prieten cu cineva, numai de ăștia de Facebook poți să zici prieten din ăsta cu care n-ai nimic de a face în comun. Decât eventual îi vezi poza și cafeaua pe care a băut-o nu știu când. Dar adevărata prietenie, Înseamnă timp petrecut împreună, înseamnă valori împărtășite la oaltă, înseamnă stare de vorbă, înseamnă timp împreună, înseamnă discuție împreună și așa mai departe. Nu poți să ai o relație cu Dumnezeu dacă nu apreciezi relația aceasta la justa valoare. Cum să o apreciezi? Investind în relația aceasta. Pentru că o relație sănătoasă, prietenia, de exemplu, obligă la loialitate familia obligă la fidelitate. Nu poți să întreții o relație dacă nu cultivi valorile adevărate ale unei relații. Relația cu Dumnezeu obligă la credincioșie față de Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu obligă la ascultare de Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu te obligă să prețuiești această relație. Și vreau să știți ceva. Relația cu Dumnezeu este întotdeauna examinată. Să nu credeți că așa stăm liniștiți. Ar fi fost bine dacă puteam să citim împreună două capitole, trei capitole din Cartea Numeri, ca să vedeți istoria lui Balam. Știți ceva? El știa să vorbească foarte spiritual. Balam vorbea foarte spiritual. Au venit solii lui Balac la el ca să înțelegem cu toții istoria, el era un om chemat de Dumnezeu și Balac, regele Moabului, a trimis sol la el și a zis așa, vino să blestem poporul acela de care ne temem, vino să blestem poporul acela. Și Balam prima dată l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne să mă duc și Dumnezeu a zis, nu te duce. Și a stat liniștit, după aceea când au venit Soli a început să-i povestească lui Balam Soli așa. Ne-a trimis Balac și a zis că el vrea să te cinstească înaintea tuturor. A zis că el vrea să te plătească bine. A zis că el îți va da, îți va face, vei fi cineva. Și dintr-o dată a zis Balam, lăsați-mă să mai întreb pe Domnul. Cu alte cuvinte, știți ce făcea? voia să-l ispitească pe Domnul. Lăsați-mă să-l mai întreb și Domnul i-a zis, dacă asta ți pornirea treaba ta. S-a dus, dar i-a ieșit Domnul înainte pe drum. I-a ieșit Dumnezeu înainte. Pentru că măgărița lui n-a mai vrut să meargă înainte. Măgărița a ajuns să vadă ceea ce nu vedea Balam. I-a ajuns să vadă îngerul Domnului. Balam n-a putut să vadă asta. Și aceasta pentru că Balam n-a prețuit relația cu Dumnezeu. A prețuit mai mult cinstea lui, bogăția pe care putea să o câștige și celelalte lucruri. Dar el vorbea foarte spiritual, să nu uitați asta. La un moment dat, când au venit trimișii aceia, a zis: Poate să-mi dea balac tot ce vrea, casa lui plină cu aur și cu argint. Eu nu voi spune decât ceea ce vrea Domnul, nu voi face decât ceea ce vrea Domnul. Dragii mei, S-ar putea să ne fi obișnuit noi cu limbaj spiritual, s-ar putea să ne fi obișnuit cu biserica, dar astăzi chemarea pe care o fac înaintea tuturor celor ce pot auzi cuvântul predicat este, frați și surori, veniți să prețuim relația cu Dumnezeu. Încă ceva. E dureros să vezi că Balam n-a prețuit la justa valoare cuvântul lui Dumnezeu. Am spus până aici că n-a prețuit la justa valoare alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu și chemarea lui. Am spus că n-a apreciat relația cu Dumnezeu, dar fiți atenți, el n-a apreciat la justa valoare nici cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și Balam începe să răsucească cuvântul ca să fie convenabil pentru el. Știți dumneavoastră că se practică asta. Eu am întâlnit și nu odată oameni care justifică păcatul. Îl justifică folosind din cuvânt, mai răsucesc ei cuvântul un pic, așa să fie în favoarea lor. Și zice, nu-i chiar așa că Dumnezeu, Dumnezeu nu-i chiar așa de rău, Dumnezeu nu e chiar așa de intransigent. Frații mei și surorile mele, fără ascultare de Dumnezeu, care ni se adresează prin cuvânt, noi nu ne putem bucura de binecuvântare. Dumnezeu nu face ceva fără să pună condiții. Atenție, și condiția lui Dumnezeu este ascultarea. Asta e condiția lui Dumnezeu. El pune condiții. Și uitați-vă, vine Dumnezeu și exprimă clar cuvântul lui nu te duce și nu blestema ceea ce eu am binecuvântat, îi spune lui Balam. Și Balam ascultă la început și zice așa ca Dumnezeu, da, Doamne, să-mi dea casa plină de aur, eu ascult de tine. Numai când a început să-l flateze Balac și trimișii lui Balac, a trimis din aia mai cu vază. Balac a trimis de două ori, două rânduri de sol la el și când au venit aia mai cu vază și a zis, știm că ce spui tu, se împlinește. Știm că tu ești într-adevăr omul prin care vine bine cuvântarea sau vine blestemul. Prin urmare, cuvântul tău contează a început să-l flateze. După aceea, când a văzut că vin delegații lui lui Balac, din aia mai importanți, mai, uh, mai de vază, după aia când a văzut darurile pe care le capătă, dintr-o dată, atitudinea lui s-a schimbat. Dragii mei, e trist să vezi în povestea lui Balam, că măgărița apreciază și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât omul chemat de Dumnezeu. Știți dumneavoastră că în jurul nostru vom rămâne uimiți? Toate, uitați-vă, toată creația îl ascultă pe el. Și stă omul, și vai câteodată zic omul chemat de Dumnezeu, omul căruia Dumnezeu i-a vorbit și îl vezi pe omul acesta că nu prețuiește Cuvântul lui Dumnezeu. Și l ia balac pe Balam, îl duce și îl mână și îl poartă și face cu el ce vrea. Face ce vrea cu Prorocul lui Dumnezeu. Pentru că Balam a prețuit mai mult Cuvântul omului. Decât cuvântul Domnului. Dragii mei, eu vreau astăzi să vă chem în numele Domnului Isus, să luăm în considerare fiecare dintre noi. De vrem să nu ne rătăcim. Veniți să prețuim cuvântul Domnului mai mult decât orice, să prețuim relația cu Dumnezeu mai mult decât orice, să prețuim alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră mai mult decât orice. Și știți ce e trist iarăși? A aflat Balam că cel în dreptul căruia trebuia să vorbească, Balac l-a chemat să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Și foarte interesant, stă în fața poporului lui Dumnezeu, știe că este poporul aleșilor lui Dumnezeu. Că toți ăștia sunt aleșii lui Dumnezeu. Și prin gura lui a ieșit binecuvântare pentru că Dumnezeu e suveranul. N-a putut să facă Balaam ce a vrut. Și a văzut poporul lui Dumnezeu și a zis ăștia sunt binecuvântați de Dumnezeu. Nu pot decât să binecuvânteze. Dar știți ce, ce este ciudat? Eu m-aș fi așteptat ca un om care vede pe cei chemați de Dumnezeu pe cei binecuvântați de Dumnezeu, pe cei ce aveau o relație cu Dumnezeu, mă așteptam să zică, păi vin și eu cu voi. De acum, gata cu cărările mele și cu drumurile mele. Știți ce înțeleg de aici? Că Balam n-a apreciat la justa valoare poporului Dumnezeu. Vă spun asta, știți de ce? Pentru că Scriptura spune în termeni foarte simpli. Balam s-a dus, a rostit cuvântul și apoi zice în număr 24 cu 25, Balam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Simplu. Dar n-ai înțeles tu cine sunt oamenii aceștia, Balam, că ai spus cu gura ta cine sunt. Sunt poporul lui Dumnezeu. Și în loc să stai cu ei, pentru că atunci când ești cu poporul lui Dumnezeu, atunci ești tu însuți încurajat, tu însuți ești ridicat, tu însuți ești protezat, jad, când stai cu poporul lui Dumnezeu. El a înțeles că poporul are preț în ochii Domnului. A înțeles că Dumnezeu îl prețuiește, dar n-a vrut să stea cu poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, ai iubit plata fără de legii mai mult decât ai iubit poporul lui Dumnezeu. Ba mai mult, la un moment dat a strecurat în mod subtil o învățătură străină. Dacă vă uitați în scriptură, în număr 25 și mai departe, până la 31, veți vedea că a strecurit, strecurat o învățătură străină, învățându-i să se încuscrească cei din Moab cu cei din poporul lui Dumnezeu și a făcut o mare pagubă lucrării lui Dumnezeu din poporul său. Dragii mei, când cineva nu știe să prețuiască la justa valoare poporului Dumnezeu, pierde nespus de mult. Uitați-vă la biserica aceasta, la adunarea aceasta. Aici vin oameni, oameni simpli, dar oameni care au învățat să se încreadă în Dumnezeu, au învățat să se roage lui Dumnezeu, au învățat să asculte de Dumnezeu și e ferice de cei ce stau lângă poporul lui Dumnezeu. E o diferență ascultă-mă, dragul meu tânăr, e o diferență să vii aici, pentru că aici nu vei fi niciodată ispitit când ești în adunare să te duci la jocurile de noroc să-ți strici banii acolo. Nu vei fi ispitit să te duci spre anturaje greșite, ci când vii în adunare, vei fi chemat și încurajat să stai lângă cei ce se roagă și se închină lui Dumnezeu. Dar dacă nu apreciezi la justa valoare poporului Dumnezeu, vei trece pe aici și după aceea te vei duce în drumurile tale, și vei pierde nespus de mult, așa cum a pierdut Balam. Eu vreau astăzi să vă chem, dragii mei, să înțelegem că această cale a lui Balam este o cale care arată lipsă de respect și de prețuire pentru valorile spirituale. Este o cale a învățăturilor stricate, este o cale a rătăcirii de la adevăr, este o cale care duce la moarte vă rog, faceți-vă timp, nu e mare lucru să citiți trei capitole din Scriptură. Veți vedea că la un moment dat zice, capătul căii lui Balam, îl l prezintă Scriptura și zice așa, în număr 31 cu 8, împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului, Evire, Chem, Țur, Hum și Reba, cei cinci împărați ai Madianului, au ucis cu sabia și pe Balam, fiul lui Beor. Ce sfârșit trist împreună cu păgânii, împreună cu cei răi s-a dus și el. Dragii mei, vă chem încă o dată să învățăm că trebuie să apreciem la justa valoare alegerea pe care ne-a făcut-o Domnul. Doamne ajută-ne! Trebuie să apreciem la justa valoare relația cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Trebuie să apreciem la justa valoare cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Trebuie să apreciem la justa valoare poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Când vom înțelege lucrurile acestea, vom rămâne în familia lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem să apreciem la justa valoare valorile lui Dumnezeu, cândva în istoria existenței noastre, se va zice în dreptul celor ce nu prețuiesc aceste valori, vai de ei, că s-au dus în rătăcirea lui Balam. Veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu astăzi și să zicem, Doamne, ține-ne aproape de Tine. Haideți să ne ridicăm cu toții. Veniți să facem o rugăciune în care să-i cerem Domnului Harul de a prețui ceea ce este de prețuit. Omul lui Dumnezeu spune în Cartea Sfântă, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. El disprețuiește ceea ce trebuie disprețuit, dar prețuiește ceea ce prețuiește Dumnezeu. Veniți în rugăciunea aceasta să ne rugăm celui preanal și să zicem, Doamne, pune-ne în acord cu valorile Tale să prețuim ceea ce prețuiești Tu, să prețuim, Doamne, alegerea și chemarea pe care ne-ai făcut-o, să prețuim relația cu Tine, să prețuim cuvântul Tău, Doamne, să prețuim poporul Tău și în felul acesta să rămânem mai Tăi pentru totdeauna, să ne rugăm cu toții Domnului pentru noi și pentru cei dragi ai noștri să ne rugăm în acest fel. Amin.